Colegiul Henry Coandă s-a alăturat tuturor ecoșcolilor de pe Mapamond ce au sărbătorit pe 7 noiembrie World Days of Action, Ziua Verde, un moment potrivit ca elevii să se implice în activități care au presupus mișcare în aer liber și mâncare sănătoasă. Astăzi se sărbătorește Ziua tuturor ecoșcolilor de pe Mapamond, World Days of Action, care presupune parcurgerea sau alegerea unei anumite teme cu caracter ecologic. Noi am ales, școala noastră a ales pentru această acțiune internațională, viață sănătoasă. Pentru aceasta, viață sănătoasă înseamnă mișcare și când ea este și pe muzică, așa cum o să vedem în curtea școlii, în pauza mare, devine cu atât mai plăcută. Iar în paralel, după mișcare, servim elevilor un cocktail de vitamine din fructele pe care ei le-au adus pentru că și-au dorit foarte mult să mănânce în comun o salată de fructe. Astfel, la pauza mare, în curtea interioară a colegiului, s-a organizat un flash mob în care toți elevii au demonstrat că viața sănătoasă înseamnă mișcare. Important este să stârnim puțin în interesul copiilor pentru mișcare, pentru că au foarte puține ore de educație fizică, chiar una pe săptămână, și măcar așa încercăm să-i stimulăm, să-i determinăm că mișcarea este sănătoasă și bună. Era bun cândva mișcarea asta la pauza mare, mulți dintre noi au prins-o, poate sunt puțin trecut și nostalgic, da? Dar era bine tare la pauza mare un pic de mișcare, mai desmorțeam. Acum sper să... De fapt, să se vede. Deci s-au mobilizat foarte mulți copii. Din partea noastră a fost doar un zvon micuț. Și ei văd că s-au mobilizat. Și asta mă încântă. Vor mai fi și astfel de acțiuni și cu alte ocazii? Da. Fără doar și poate, pentru că văd că a avut efectul scontat. Și atunci... Sunt convins că vom mai face, sigur. A urmat apoi, în cantina colegiului, pregătirea unor cocktailor de vitamine. De 7 noiembrie, în întreaga lume, școlile, grădinițele și colegiile sărbătoresc Ziua Verde prin diferite activități educative, de la sesiuni de desene tematice, spectacole, manifestări sportive, până la vizionări de filme, acțiuni de ecologizare sau chiar plantări de copaci.